Am revenit alături de noi, îl avem pe domnul ministru al agriculturii, domnul Petre Daia. Domnule ministru, vorbeam că doriți să faceți un apel la primarul Iașului, la domnul Mihai Chirica. Un apel să înlesnească eliberarea adeverinților, da? Da. Sigur, cred că dumnealui știe acest lucru și sunt convins că apelul este și un apel de conștiință profesională și de un atribut al administratorului, având în vedere obligațiile domniei sale, și n-am niciun temei să cred că nu va răspunde pe măsura interesului pe care îl manifestă domnia sa. Nu este un apel neapărat la primarul municipiului, este un apel la primarii din județul Iași, pe care îi salut și îi rog în respect pentru activitatea domniilor lor și în respect pentru activitatea pe care o desfășoară fermierii și instituțiile statului, să avem fiecare contribuția noastră în funcție de responsabilități, de fișa postului, în așa fel încât contribuția comună să fie un rezultat pe măsura așteptărilor tuturor. Să înțeleg, domnule ministru, că nu e singura problemă ce a discutat. Bun, nu-i vorba de... Eu nu sunt căutătorul de greșeli, ci sunt căutătorul de soluții. Și de aceea mă deplasez fără ca să știe cei care, la care ajung. Eu nu anunț pe nimeni când plec într-un județ sau altul, mă duc pur și simplu la structurile județene, mă duc pur și simplu la fermier, discut cu dumnealor, intrăm într-un dialog absolut normal, fără un formalism de legătură ministru-subordonat. Nu, pur și simplu intrăm într-un dialog de lucru, în așa fel încât să constatăm și unul și altul că avem interese comune pentru un obiectiv comun. Și acest obiectiv comun este să meargă bine lucrurile în agricultura țării și pe care cu toții trebuie să, și la care cu toții trebuie să contribuim. Fiecare după fișa postului, cum spuneam. Am fost în centrele locale, am luat listele cu fermierii care au primit sumele de bani ca subvenții pentru diverse scheme de sprijin și le-am solicitat să-mi dea și numerele de telefon pentru a discuta cu fermierii respectivi, să mă convinc că lucrurile stau așa, și spre bucuria mea n-au fost cazuri în care să mă dezamăgească și, într-un cuvânt, lucrurile se desfășoară normal și este bine că se întâmplă așa. Funcționarii i-am căutat în afara programului de lucru, că din nefericire, după cum vedeți, eu vin la sfârșitul săptămânii. N-am timp în cursul săptămânii să intru în legătură cu județele, cu realitatea din județe, și atunci, la sfârșit de săptămână, în afara programului pe care îl au și cu multe ore peste program, am fost în centrele locale Apia și în centrele județene, unde oamenii erau la lucru și munceau pentru că au înțeles perfect. Și este un lucru foarte bun. Au înțeles să se pună în slujba fermierilor. Au înțeles pentru că au și un loc bun de muncă, au și condiții și trebuie să facă ceea ce li se cere, iar eu asta le cer. Să muncim cât putem, să nu ne uităm la ceas, pentru că un agricultor nu lucrează cu ceasul. Eu n-am avut ceas zeci de ani de zile. Mă uitam la soare și atât. Ca și acum, nu lucrez cu ceasul și nu pun pixul în mână la o oră fixă. Nu, când este când trebuie, și de obicei în agricultură trebuie cât mai devreme, iar în zootehnie, în mod deosebit, cât mai devreme și tot timpul. Sunteți de câteva zile în zona Moldovei. Da. Am fost la Neamț, am fost la Fălticeni, am fost la Roman, am fost la legumicultorii acasă, am văzut programul de legume, de tomate, cum se desfășoară.
un lucru excepțional. Oamenii s-au înscris și au căpătat încredere în acest program. Urmează ca în continuare noi să-l urmărim, iar direcțiile agricole, directorii de la direcțiile agricole să-și facă treaba în așa fel încât cei 5.288 de fermieri s-au înscris, de beneficiari s-au înscris în acest program. Nu există vreun județ unde să nu se fi înscris în registru unic, în așa fel încât cei care au pornit pe acest drum să-și realizeze obiectivul, iar noi abia așteptăm să vedem tomatele pe masa consumatorului, să vedem că și-au asigurat obligațiile și au îndeplinit obligațiile din actul normativ, ca să dăm banii imediat, înțelegând la 1000 de metri pătrați 3000 de euro, prin direcțiile agricole, printr-un mecanism ușor, simplificat, nu birocratic, care să se desfășoară pe perioadă de 8 ani. Este primul guvern. Și o spune un om care a fost în Parlamentul României 12 ani. În 12 ani eu n-am văzut vreun buget al vreunui minister, al Ministerului Agriculturii, care să se fundamenteze pe programe și pe programe multianuale. Toate aceste programe începute, programul tomatele, cum este și carne de porc, este un program multianual, pe 8 ani de zile. Dar secvența anuală este prinsă ca sumă în bugetul de stat și tot bugetul Ministerului Agriculturii are în spate fundamentare prin programele respective, cu etape de desfășurare, cu răspunderi clare, cu obiective foarte bine definite. Dacă tot vorbim de bugete, domnule ministru, pentru Iași, vin banii și la Iași? Da, au venit și vin în toată țara. Am aici situația pe care am primit-o azi de dimineață. Pentru ajutoarele naționale tranzitorii, atât la zootehnie cât și la vegetal, și-au început și sprijinul cuplat pentru zootehnie, din 681.000 de beneficiari, până la această dată s-au procesat și documente pentru 599.325, cu o sumă totală de 160.778.634 euro. O sumă extrem de importantă pe care statul o acordă fermierilor, pentru că știți foarte bine că aceste subvenții de la Uniunea Europeană, ele au un mecanism de derulare. Statul, cum este cazul nostru România, dă drumul la bani din bugetul național pentru toate formele de sprijin, urmând ca la sfârșit de lună să se facă decontul și comunicarea între stat și Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, banii ți-i dă statul, iar statul îi recuperează a doua lună până la patru ale lunii următoare, deci până la patru ale lunii următoare de la Uniunea Europeană. Deci statul face acest efort major. De aceea susținem și suntem atât de mult angajați în această muncă ca sumele să ajungă la timp la fermieri să le poată folosi în așa fel încât să avem și rezultate economice care să poată să îmbunătățească bugetul statului, având în vedere mecanismele economice pe care le știm cu toții că trebuie să produci ca să ai, ca alminteri. Nu! Domnule ministru, ați revenit în minister. Am CV-ul dumneavoastră, să nu greșesc. În 2004 ați fost ministru agriculturii. Am fost. Cum ați lăsat ministerul și cum l-ați găsit acum în 2017? Diferit, evident. Da, să nu mă lăsa să fac fotografia aceasta
sau să se pună în asta. Pe scurt, a spune că am mai găsit oameni și specialiști. Ce înseamnă asta? Păi atât de scurt și atât de bine definit, cred că nu mai trebuie completat. Am mai găsit oameni în minister. Am mai găsit specialiști în minister. În 2004 ați fost ministru, după senator, după deputat și acum din nou ministru al agriculturii. Însă, dumneavoastră sunteți doctor în agricultură, ați pornit ca și inginer. Bun, sigur, lăsați-mă să nu mi-aduc aminte de efortul vieții mele, pentru că este un efort continuu și aș vrea doar să folosesc experiența pe care am acumulat-o și har Domnului am acumulat-o, să o decantez această experiență în activitatea zilnică pe care eu o desfășor, în așa fel încât în agricultura țării să se întâmple lucruri bune, pentru că eu îmi iubesc meseria și țara. Ați pornit ca și șef de fermă, domnule ministru. Vreau ajutor să... de șef de fermă dintr-un șef de promoție. Cum îi îndrumați pe viitorii noi șef de fermă? Dumnezeu, cât de greu a fost pentru dumneavoastră? Sigur, ar trebui să... Sunt alte date acum, sunt alte situații, însă legătura cu omul este fundamentală. Legătura cu omul din agricultură. Să fii alături de cel care își propune să facă ceva, să pornească pe o cale. Am văzut lucruri extraordinare în județul Maramureșta, la un tânăr de 25 de ani, care sub un acoperiș, unde ținea și porcul, avea o tablă. Pe tabla respectivă, cu creta scria, a scris pașii pe care i-a făcut ca să realizeze și el 1000 de metri pătrați pentru a beneficia de 3000 de euro în condițiile în care se înscrie și cultivă, se înscrie pentru programul de tomate și cultivă suprafața respectivă. M-a impresionat extraordinar de mult acest tânăr care nu s-a gândit vreodată că se întâlnește cu mine sau cu ministrul agriculturii. Și când am pus mâna pe acest băiat, l-am simțit că tremură de dorința de a face. Și mi-a spus: domnule ministru, toți îmi spun din jur că nu o să reușesc. Și am spus: ba da, vei reuși. Pentru că și mie toți așa îmi spuneau: nu vei reuși, tinere. Cineva trebuie să-ți dea îndemnul și să pună mâna pe tine și să te încurajeze în momentul în care pornești la drum. Acesta este îndemnul pe care l-aș da fiecăruia care începe să intre într-o activitate. Și am pus mâna pe acest tânăr și am spus: ba da, vei reuși și să știi că te ajut ca să reușești. Și am de gând să o fac în mod direct, pentru că le-am spus colegilor că merită un început să fie susținut în așa fel încât din germenele acestea de exemplu acesta, de dorința acestuia, să fie alimentată și dorința altora, pentru că tinerii de astăzi, și am mai fost impresionat de ceva, mi-au spus directorii din Vrancea, da, într-o comună care nu pot să o spun acum, nu mi-aduc aminte bine, dar într-o comună din Vrancea spunea, mergând cu directorul de la Direcția Agricolă, spunând: domnul ministru, au venit tineri din Italia cu schelete metalice de solarii să le facă aici, auzind de acest program. Și eu îndemn să le fac. Să fac aceste solari, să fac aceste serie,
să se angajeze la această muncă care îi asigură 8 ani de zile o sumă importantă, pentru că sunt 135 de milioane lei care ar însemna cu mici abateri un salariu minim pe economie asigurat de-a lungul unui an. Și în condițiile în care capătă gustul meseriei, în condițiile în care își exersează în locul respectiv ceea ce el îndrăznește acum la acest moment și apoi prinde din exterior, prin exemplele unora și altora, alte informații, să-și dezvolte activitatea și așa îi legăm pe tineri, de o activitate concretă, dar care să câștige și să-l determine să aleagă să rămână în țara lui, lângă casa lui, lângă tatăl lui, cu copilul lui, cu toți împreună, și de aceea trebuie să punem unul pe altul mâna și să ne dăm mâna și să ne sprijinim unul pe altul. Eu, în calitatea pe care o am, primarul în calitatea pe care o are, specialistul de la Direcția Agricolă în calitatea pe care o are, inginerul de la APIA în calitatea pe care o are, toți la oaltă și dumneavoastră prin mass media, cultivând acest sentiment de apropiere umană și de respect pentru fiecare, indiferent de vârstă, indiferent de loc, indiferent de pregătire, dar toți în același loc, la muncă, la disciplină, la respect, la prețuirea unuia față de celălalt, la înțelegere și nu la dezbinare. Domnule ministru, după 13 ani ați revenit în aceeași funcție. Cum ați ajuns ministru acum în 2017? Da, uitați cum mă vedeți. Cu dorința de a face, cu forța de a învinge, cu obiectivul de a îndeplini misiunea. Toată viața mea mi-am îndeplinit misiunea încredințată. Sunt convins până în măduva oaselor că îmi voi îndeplini misiunea pe care mi-a încredințat-o partidul, pe care mi-a dat-o guvernul și pentru care sunt zi și noapte, ceas de ceas, în poziție de lucru. Atât și nimic mai mult. Câte ore dormiți pe noapte? Nu știu câte ore dorm, dar știu că tot timpul am în minte misiunea pe care am primit-o. Știu doar că la 6:30 intru în minister. Știu că niciodată n-am plecat mai devreme de 21-22. Știu că mă duc acasă și noaptea mă mai trezesc căutând un pix să-mi notez o idee pentru a nu uita, în așa fel încât a doua zi să fiu mai util și să fac ceva în plus față de ziua precedentă. În fiecare zi fac câte ceva, dar absolut în fiecare zi. Diferit. Diferit în plus, dar fac câte ceva. N-aș putea să dorm dacă n-aș face. Asta e. Este un exercițiu al meseriei. O fac de atâția ani. Știu doar atât că 31 de ani n-am avut o duminică întreagă liberă și n-am avut niciun concediu întreg. Iar acum, cum spuneam la prima lună de bilanț, într-o lună am dormit 142 de ore. Iată răspunsul la întrebarea pe care mi-a spus. Domnule, mă simt bine că muncesc. Domnule ministru, ce veți face pentru Iași, județul nostru? Păi ce aș face pentru toată țara și ce fac pentru toată țara și nu neapărat pentru Iași. Cu ce gânduri plecați vreau, de la noi? Vreau de fiecare dată când mă întâlnesc cu cei cu care viața îmi dă un asemenea prilej, nu plec
fără să iau sarcini. Și pentru Iași, ca să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, am rugat consilierul care se ocupă de domeniu să-mi spună ce facem pentru amenajarea tabăra Trifești, pentru cele 17.000 de hectare, unde sunt realizate 3 federații și 7 organizații. Ce facem în acest an? Și vreau să le transmit prin intermediul dumneavoastră că... Din păcate nu mai avem nici foarte mult timp. Vineri am aprobat în CTE documentațiile necesare, că marți vor fi puse pe SEAP și că la sfârșitul lunii septembrie începem să lucrăm în această amenajare la stația de pompare și la canale, în așa fel încât să realizăm la Iași o parte din obiectivul țării de a pune în funcțiune sistemul de irigații pe cele aproape 2 milioane hectare. O muncă extrem de grea, extrem de dificilă, dar o muncă care merită, o muncă care este, care va fi, este și va fi susținută de la bugetul de stat, este un obiectiv pe care guvernul și l-a asumat, iar eu trebuie să-l duc la îndeplinire, având această misiune la care dumneavoastră astăzi ați făcut de fiecare dată apel, spunând că sunt ministrul agriculturii, sunt ministrul agricultorilor pentru agricultura țării românești. Să înțeleg că veți reveni la Iași. Vă mulțumim pentru prezență astăzi, că ați dat curs invitației noastre. Vă mai așteptăm, domnule ministru. Până atunci am să revin cu subiecte noi la emisiunea Ruralis, pe care o puteți vedea în fiecare luni, începând cu ora 17. Sunt Mihaela Obadă și aici punem punct ediției de astăzi.